Comitetul județean pentru situații de urgență s-a reunit în ședință extraordinară în cadrul căreia a luat mai multe decizii. Astfel, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din Unitățile Administrativ-Teritoriale Sighetul Marmației, Dragomirești, Baia Sprie, Desești, Bogdan Vodă și Ardusad să transmită Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș în termen de 24 de ore de la emiterea hotărârii, identificarea zonelor de risc și transmiterea de propuneri în conformitate cu hotărârea CNS1 numărul 47 din 2020 pentru diminuarea riscului de infectare cu SARS-CoV-2 la nivelul unității administrativ-teritoriale. O altă decizie luată este legată de funcționarea restaurantelor, cafenelelor, barurilor în interior și exterior la terase, dar și a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 7.21, în localitățile unde rata de incidență a cazurilor este egală sau mai mare de 1,5 la 1000 de locuitori. Totodată, pentru a preveni, limita și combate pandemia cu SARS-CoV-2, autoritățile administrației publice locale din Boiomare și Vaduizei își vor organiza programul de activitate în regim de muncă la domiciliu, respectiv prin asigurarea prezenței unui singur angajat în fiecare birou din instituție sau asigurarea programului de activitate în două schimburi. De asemenea, s-a aprobat în perioada stării de alertă, în scopul prevenirii limitării și combaterii pandemiei cu SARS-CoV-2, închiderea la ora 8 dimineața în ziua desfășurării competiției sportive, a parcării publice amplasate pe strada dealul Florilor, deasupra stadionului Viorel Mateanu, respectiv închiderea cu două ore înainte de începerea meciurilor a Skate Park și a terenului Viran împrejmuit din dreapta peluzei de lângă strada dealul Florilor, la toate competițiile sportive care vor fi desfășurate pe stadionul Viorel Mateanu.